Bună dimineața! Să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, sfaturile prietenilor îți pot fi astăzi de mare folos, mai ales când vine vorba despre investiții financiare, ai încredere în experiența altora. Până la urmă vei constata că tot ce ți se oferă este în avantajul tău. Taur, ești foarte solicitat în domeniul profesional. Șefii te cheamă la raport pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să te descurci onorabil în relațiile colegiale. Fii prudent în exprimare. Gemeni, se anunță călătorii îndepărtate și posibilități de a studia pe termen lung teme deosebite. În special îți sunt favorizate călătoriile profesionale sau studiile necesare în domeniul profesional. Rac, observarea delurării evenimentelor de astăzi este o metodă bună de a trece ușor și înțelept peste toate. Restricțiile financiare din ultima vreme se vor ameliora în sensul că este posibil să primești bani. Leu, este nevoie să te ocupi de relațiile parteneriale și colaborările profesionale în care ești implicat. Tensiunile apărute între tine și ceilalți vor scoate la suprafață personalitatea fiecăruia. Fecioară, săptămâna debutează cu multă activitate de rutină la serviciu, însă tot ce realizezi în sfera profesională va avea efecte pe termen lung. De aceea îndeplinește-ți serios responsabilitățile. Balanță, copiii și persoana iubită te solicită din plin. Sunt momente favorabile pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi. Chiar dacă apar tensiuni, totul se va rezolva de la sine până la urmă. Scorpion, gândurile și eforturile tale sunt îndreptate către casă și familie. Ai șanse mari să rezolvi chestiuni patrimoniale, dar și treburile gospodărești. Lasă-ți preocupările personale deoparte și implică-te mai mult în relațiile familiare. Săgetător, săptămâna debutează cu multe călătorii pe distanțe scurte, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fie pentru a-ți vizita o rudă sau un prieten drag. Discuțiile de astăzi îți vor lămuri conflicte de la locul de muncă. Capricorn, ți se rotunjesc veniturile obținute din activitatea profesională. Chiar dacă sunt câștiguri mărunte, sunt suficiente pentru a-ți acoperi cheltuielile de moment. De asemenea, membrii familiei îți vor oferi sprijin financiar. Vărsător, beneficiezi de intuiție accentuată. Dacă îți aloci timp suficient pentru a te gândi pe îndelete la evenimentele în care ești implicat, ai putea obține informații deosebite. Evită risipirea energiilor. Pești, misterul care te învăluie va atrage mulți curioși în preajma ta. Ești cufundat în gândurile tale, deși este dificil să te gândești la ceva anume. Evită pe cât posibil eforturile mentale și fizice. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață.